Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Luminița Iordache, bun găsit în studioul Antena 3 Călăraș. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul deputat PSD, Sorin Vrăjitoru. Bună ziua, domnule deputat, și bine ați venit! Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație! În anul 2018 ați inițiat un proiect de lege care oferea călărășenilor posibilitatea de a se pensiona anticipat. Dați-ne mai multe informații despre acest proiect. Da, trebuie să facem precizarea că am intrat în Parlament un pic mai târziu. Am înlocuit un coleg în septembrie 2017. În anul 2018 am inițiat un proiect de lege privind pensionarea călărășenilor care au domiciliat 30 de ani în localitatea Călăraș să iasă mai devreme la pensie cu 2 ani de zile. De fapt, despre ce este vorba? Ca să putem să înțelegem exact firul evenimentelor. Legea 263/2010, legea pensiilor, prevede în articolul 65, aliniatul 5, persoanele care au domiciliat 30 de ani zone cu poluare remanentă pot să iasă la pensie mai devreme cu 2 ani de zile fără să le fie afectate drepturile bănești. Am inițiat această procedură legislativă gândindu-mă la călărșenii noștri, la călărșenii care m-au trimis în Parlament și să fac legi bune și să pot să ajut călărașul. Astăzi când vorbim, în proiectul de lege, de fapt în legea cadru, există 7 orașe care beneficiază de această scutire, de această facilitate. Călărașul nu era trecut, eu am trecut și Călărașul și vă dau citire orașelor pe care care sunt în textul de lege acum, și anume Copșa Mică, Slatina, Târgu Mureș, Slatina, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea. Eu am venit acum și am adăugat. Ați completat? Am completat și Călărașul. Și astăzi când vorbim, zilele trecute am reușit să trec și cu de ultima comisie, Comisia de Muncă, o comisie extrem de importantă pentru acest proiect de lege, cu o comisie raportoare pentru plenul Parlamentului, în care am primit aviz favorabil. Odată trecută de Comisia de Muncă această prevedere legislativă, care va fi pasul următor? Va intra în plen? Va intra în plenul Parlamentului. Este o lege organică. Avem nevoie de 165 de voturi. Partidul Social Democrat are 233 de voturi. O să fac tot ce este posibil și ține de mine să putem să trecem această lege pentru călărași și pentru călărășeni. Poate apelați și la ceilalți deputați de Călăraș, chiar dacă sunt din alte partide, să vă ofere această susținere și probabil să convingă alți colegi din țară. Dacă nu vor vota această lege, or să aibă o problemă cu călărășenii. O să vedem. Legea, actuala lege a pensiilor, este în vigoare din anul 2010. Dumneavoastră ați făcut completarea și veniți cu această nouă prevedere legislativă care să completeze legea pensiilor în anul 2018. O diferență de 8 ani. Parlamentarii călărășeni, trimiși de călărășeni în Parlamentul României, nu au știut cu ce probleme ne confruntăm. De ce nu au adus atunci problema noastră să o aducă la lumină și să ne introducă pe această listă, cu această posibilitate de pensionare anticipată? Da, practic călărășenii au pierdut 10 ani de zile. Asta zic. Este un fapt tragic și un fapt care m-a nemulțumit profund. Nu se poate să există cadru legal, doar ce trebuia să facă, să facă amendament la lege, să documenteze legea și să meargă mai departe cu ea în Parlament. Dar nu i-a interesat, fiindcă nu sunt călărășeni. Ei vin aici 4 ani de zile și au mandatul și pleacă. Ați copilărit aici, bănuiesc că vă aduceți aminte. Sunt născut, crescut aici la Călăraș. Și cred că sunt singurul deputat de Călăraș de care sunt născut, crescut aici. Când funcționa combinatul siderurgic, ne aducem aminte de acea poluare, rugina aceea pe care o găseam pe geamuri, peste tot. De fapt, ca să intru un pic în amănunt, nu a fost ușor și nu este ușor cu această lege. Să vă spun și de ce, fiindcă ea trebuie extrem de bine documentată. Am susținut pe peste tot la toate comisiile din Parlament motivarea și motivația de ce doresc ca și călărșenii mei, ca și călărșenii noștri să intre cu această facilitate legală. În discuțiile pe care le-am purtat, inclusiv cu cei care au lucrat în uzina coxochimică, fiindcă factorul poluant remanent, este vorba de uzina coxochimică, fosta uzina coxochimică din combinat.
ea figurează într-un nomenclator la nivel național la poziția 74 ca sit poluat remanent. Dar toate astea a trebuit să facă adrese și corespondențe cu diferite instituții de aici, din oraș, și am primit sprijinul și Direcției de Sănătate Publică și Agenției de Mediu și multor altor entități care, repet, am făcut corespondență prin cabinetul parlamentar să-mi dea documente din care să reiasă că a existat acea poluare remanentă. Cel mai greu a fost cu fostul combinat siderurgic, datorită faptului că arhiva nu se mai regăsește aici, se regăsește la București, la o firmă privată. A fost un pic complicat. Nu vreau să ne dea, dar am să vin într-o emisiune viitoare în care să vă arăt că există sau au existat la acel moment depășiri de 100%, de 200% pe hidrocarburi și emisii în atmosferă pe arseniu, cadmiu, zinc, plumb, flor, ceea ce nu este normal. Deci toate emisiile alea care au fost, noi călărșenii le-am inhalat și practic asta ne dă posibilitatea ca să ne folosim de acest text legal din 2010, repet, din 2010, și să iasă mai devreme la pensie cu 2 ani de zile fără să le fie afectate celelalte drepturi. Dacă sănătatea ne-a fost afectată, nici nu am știut de aceste depășiri, bănuiam, dar nimeni nu a venit să ne dea un buletin clar cu valorile normale și cât s-a depășit. O să vi-l prezint eu aici cu depășiri de care pur și simplu m-au îngrozit. Și în momentul în care am prezentat colegiul meu și din Comisia de Sănătate, v-am spus, a fost extrem de greu să o trec, când le-am prezentat, și mai ales incidența cancerului de plămâni, ceea ce este la nivelul județului sau al municipiului? La nivel municipiului. Lucruri extrem de grave din punctul meu de vedere. Câte persoane ar putea beneficia de această prevedere legală dacă va trece în plen și dacă va fi aprobată? Din comunicarea cu Institutul Național de Statistică, reiese că pe Călăraș în jur de aproximativ 10.000 de persoane. Pe municipiul Călăraș? Pe municipiu, da. Legea operează pe o rază de 8 km. Deci ar putea beneficia și locuitorii din localitățile limitrofe. Da, modelul și cu zavodă, poate și grădiștea. Nu știu dacă se încadrează în acel areal de 8 km. Și cu aceste localități, numărul total ar putea ajunge? În jur de 13-14.000 de călărășeni. De călărășeni. Trebuie să facem mențiunea că actuala lege operează până în 2030. Actuala lege 263. Ați adus în discuție documentarea. A fost un proces foarte dificil. Cât v-a luat să adunați toate documentele și să creați o bază de acte care să susțină necesitatea acestei prevederi legale? În momentul când am început să documentez această inițiativă legislativă, am plecat practic de la niște informații, dar nu aveam nimic concret scris, nimic care să stea în baza acelei inițiative legislative și în motivarea pe care am făcut-o în spatele inițiativei și expunerea de motive care am avut-o. Deci pot să vă spun că în tot parcursul ăsta legislativ tot mai solicitam documente de la o instituție X, de la instituția Y, de la Direcția de Sănătate Publică, de la Combinat, de la uzina coxochimică. Am stat de vorbă cu cei care au lucrat în uzina coxochimică și îmi povesteau că au colegi care majoritatea au decedat din cauza cancerului de plămâni. Or, nu este în regulă, trebuie găsită o formulă și nu știu cât de mult ar ajuta acești 2 ani de zile să iasă mai devreme la pensie, dar este practic o reparație morală, așa am gândit-o, și călărșenii au nevoie de această reparație morală. Măcar atât să fie făcut pentru călărășeni. Cât preconizați că va dura până această prevedere va intra în plen? Eu sper și am vorbit cu colegii mei cam 3 săptămâni, o lună de zile
să putem să intrăm cu ea la plen. Dacă, bine, noi suntem constrânși și acum și de această pandemie. Nu putem să ne întâlnim, nu putem să, să dezbatem. Ne este foarte greu să în procesul legislativ, dar am să fac tot ce este posibil necesar ca această lege să intre în vigoare cât mai rapid. Deci, dacă cumva, sau dacă merge pe ceea ce gândesc eu, să intrăm într-o maximă lună de zile cu ea la plen, să o trec de plen, pe urmă pleacă la președinte la promulgare, președintele are 20 de zile să o promulge sau să o dea înapoi la reexaminare, dacă cumva crede că în textul de lege ce am trecut eu acolo este ceva ce ar afecta sau ceva neconstituțional. Am putea spune că în momentul de față atenția dumneavoastră în mare parte se îndreaptă către acest proiect legislativ privind pensionarea anticipată a călărășenilor. Am avut foarte multe emisiuni în care am discutat despre portul turistic, foarte multe emisiuni în care am discutat despre pasajul de la Drajna. Aceste două proiecte au intrat deja într-o linie dreaptă. Pasajul de la Drajna este deja urcat în sicap? Sau vă dau o informație nouă pentru călărășeni. Pasajul de la Drajna se află ridicat în sicap de câteva zile. El, de fapt, așteaptă validarea ANAP-ului, dar el este pe site-ul de achiziții publice în vederea contractării lucrărilor. Deci, practic, nu există nimic de făcut. În următoarele zile o să vin într-o emisiune și cu documente și o să alertăm călărășenilor că ceea ce părea utopie la început, când nimeni nu credea cu pasajul, astăzi el se află ridicat pe acest sistem informatic la nivel național pentru licitație și contractarea lucrărilor de execuție. Odată ajuns în acest stadiu, proiectul cu pasajul, munca dumneavoastră s-a cam terminat. Da, puteți munca mea... doar să evaluați și să observați modul de derulare al lucrărilor. Da, mai este ceva de completat ce am omis în emisiunile anterioare. Pasajul se va face pe 4 benzi. Deci el, ca și pasaj de nivelat, va avea întreaga lucrare, se va întinde pe 2,8 km. Vor fi expropiate 20 și ceva de hectare, va fi necesar pentru construirea 22 de hectare, dacă rețin bine minte. Iar pasajul, practic, supra-traversarea, va avea o lungime de 303 metri. Pasaj pe 4 benzi. Asta pasaj pe 4 benzi, da. Că în viitor îi veți forța, într-un fel sau altul, pe cei care vor veni și vor conduce destinele țării, să mărească DN21. Asta a fost și ideea. În momentul de față, DN21 are 2 benzi, iar dacă pasajul va veni cu 4 benzi, se va face această lățire la un moment dat. Asta a fost și ideea de la care am plecat. În momentul în care am depus amendamentul pentru pasaj și anul trecut în 2019, am mers pe mai multe planuri. Odată legea asta am documentat-o și am dat drum. M-am apucat de pasaj. Pe cealaltă parte aveam nevoie de fonduri necesare pentru portul turistic. Am mers pe mai multe planuri și se pare că mi-a ieșit într-un fel sau altul aceste proiecte. Dar dacă solicitam bani pentru 4 benzi DN21, nu dădea nimeni. Nu primi. A zis, e nebun vrăjitorul de la Călăraș, a nebunit deputatul de Călăraș. Și atunci ați luat un pic invers. Am luat un pic invers, am zis, pasajul, să-l facem pasajul, dați-mi bani pentru pasaj sau aprobați-mi amendamentul la buget să facem pasajul cu gândul că pasajul să-l facem pe 4 benzi și ulterior să-i forțez, dacă o mai intra în Parlament sau Dumnezeu știe ce ne va rezerva viața, primul proiect și primul amendament voi face să facem DN21 la 4 benzi, obligatoriu, ca să interconectăm acel pasaj, să meargă mai departe către Ialomița și către Brăila Tulcea, astfel încât să putem să Călărașul să-l trecem într-un coridor de transport. Aici să nu mai există celebra zicală Călărașul unde întoarce trenul. Nu. Trebuie să ieșim, la lumină cu acest oraș și acest județ care acum, din păcate, o spun cu mâhnire în suflet, suntem pe ultimele locuri în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială.
La Călăraș nu întoarce trenul, ar trebui privit ca orașul de legătură, calea de legătură cu Bulgaria. Asta este și ideea, nu? Avem o zonă, suntem poziționați foarte bine lângă autostradă, lângă Dunăre, granița cu Bulgaria, cu toate acestea, din punct de vedere economic. Din punct de vedere șchiopătăm și șchiopătăm datorită faptului că și nu vreau să supere colegii mei pe mine din latura politică, n-am făcut nimic pentru 30 de ani, nu s-a făcut nimic pentru, sau aproape nimic pentru orașul și pentru județul nostru. Nu avem niciun obiectiv major de interes care să putem să-l fi creionat sau să-l fi dus la bun sfârșit pentru județul și orașul nostru. Ne apropiem de alegeri toamna acestui an, posibil începutul anului viitor. Vedem ce ne rezervă perioada următoare. Totul depinde de numărul cazurilor de îmbolnăviri. Dacă probabil există posibilitatea, dacă numărul va înregistra o creștere semnificativă, există și această posibilitate a amânării alegerilor locale, alegerilor parlamentare. Urmează să vedem, nu se știe sigur. Dar, în momentul de față, ca dată a alegerilor locale, este vehiculată data de 27 septembrie. Anul viitor, probabil, alegeri, intrăm în alegeri parlamentare. Nu, alegeri parlamentare trebuie la termen, le avem în decembrie. Anul acesta în decembrie. Există posibilitatea, conform Constituției, ca în momentul în care se declare stare de urgență... Asta vorbeam. În situația în care situația va lua o altă întorsătură, de să aceea... Să prelungim mandatele Parlamentului cu încă 3 luni de zile. Da. Dar nimeni nu va ști cum va evolua această pandemie și, din punctul meu de vedere, e o părere personală, pentru mine siguranța cetățenilor și siguranța populației este primordială și nu ar trebui să facem alegeri locale sau parlamentare dacă există cel mai mic risc de a îmbolnăvi populația și pe semenii noștri, pe familiile noastre și pe noi înșine. Gândiți-vă că într-o secție de votare sunt între 12 și 15 persoane care sunt la masă. Care fac parte din comisie. Care fac parte din comisie. Oare să aducem pe listele electorale, sunt pe fiecare secție, cred că undeva la 300-500 de persoane. Poți să-i aduci în acea secție de votare într-o zi și Doamne ferește dacă sunt persoane care pot multiplica același virus, acest virus care ne confruntăm, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc ce va ieși. Iar alegerile online, nici nu poate fi vorba despre alegeri online în momentul de față. Nu cred că România este pregătită pentru alegeri online. Indiferent când vor fi alegerile, asta voiam să vă spun, în toamna acestui an, începutul anului viitor, parlamentarii care vor veni din Călăraș, călărășeni de-ai noștri, dacă îi vom vota și vom trimite în Parlament, să ducă mai departe aceste proiecte, indiferent că veți fi dumneavoastră, indiferent că vor fi alți colegi de dumneavoastră. Lărgirea DN21, dacă nu veți avea posibilitatea să finalizați și să duceți la bun sfârșit acest proiect legislativ cu pensionarea anticipată a călărășenilor și acest proiect să fie dus la bun sfârșit. Nu, la capăt. Și pe acesta sunteți hotărât. O să vedeți că o să-l duc la capăt. Mi l-am luat ca angajament. E o inițiativă legislativă extrem de grea. V-am spus că este lege organică. Portul rezolvat, pasajul rezolvat, acum pensionarea anticipată a călărășenilor. Pensionarea anticipată cu 2 ani de zile, repet, cu cei care au domiciliat 30 de ani în oraș, este condiție în lege. Vor beneficia cei care au crescut aici, născuți, crescuți în Călăraș, da, care și-au desfășurat activitatea în Călăraș 30 de ani. Da, nu, vă spun, nu mă las și găsesc soluții și-l scot. Așteptăm când veniți în emisiunea viitoare să ne spuneți exact cum au evoluat lucrurile, cum au primit colegii acest proiect și o să discutăm mai multe. În încheierea emisiunii aș vrea să atingem un pic și necazul ăsta care s-a abătut asupra fermierilor, nu doar fermierii călărășeni, fermierii din toată țara. Știu că aveți noutăți în Comisia de Agricultură, seceta le dă în continuare bătăi de cap, dacă la grâu cultura a fost compromisă, acum se pare că din cauza secetei și cultura de porumb nu arată prea bine. Da, din păcate este un an extrem, extrem de greu și actualii guvernanți, Partidul Național Liberal, ei nu înțeleg cu ce probleme se confundă fermierii din România. Am inițiat Partidul Social Democrat,
a inițiat un proiect legislativ în care am venit în sprijin și în ajutorul fermierilor. Datorită faptului că am avut secetă în toamnă, am avut secetă în iarnă, un fapt nemai întâlnit, și a continuat și în, și în primăvară, degeaba au venit acele două săptămâni, o săptămână de ploaie, că a fost insuficient pentru culturi să-și revină. Deci culturile de grâu, culturile de toamnă, culturile de grâu, orz, rapiță, au fost distruse aproape în totalitate. Fermierii au recoltat 300-400 kg de grâu la hectar, ceea ce este extrem, extrem de puțin. Nici nu-ți acoperi costurile cu combina de recoltat la 300 kg de grâu la hectar. Și am sperat, cu toții am sperat că culturile de primăvară, culturile de floarea soarelui, culturile de porumb ne vor ajuta să trecem peste peste acest început sau peste acest an agricol. Din păcate, ceea ce am sperat noi nu s-a realizat. Este o secetă cruntă, o secetă extremă. Vedem astăzi temperaturi de 36-37 de grade. Vor și ajunge porumbul, aproape de 40. Și porumbul se usucă pe câmp și porumbul. Poate să mai scape ceva din floarea soarelui. Sunt câteva zone pe județul Călăraș care au beneficiat de mai multe precipitații și cultura de porumb arată binișor, dar am făcut o estimare așa în proporție de 80% culturile de porumb pe județul Călăraș sunt compromise. Această lege, această inițiativă legislativă care Partidul Social Democrat a venit cu ea în Parlament și care am votat-o în Parlament și a trecut de plenul Parlamentului. Am trimis-o la președinte la promulgare, iar colegii noștri de la PNL și de la USR au contestat-o la Curtea Constituțională, a fost declarată neconstituțională legea, în ansamblu. Pe motiv că nu am notificat Comisia Europeană și că ce am trecut noi în textul de lege este ajutor mascat de stat. Ori nu este posibil că noi nu dădeam niciun leu, niciun ban de la statul român. Noi am spus în lege în felul următor, ca persoanele, fermierii care sunt afectați de secetă, în care au venit cei în control și de la Direcția Agricolă, cu Comisia Mixtă, de la Prefectură, cu APIA, și s-a constatat că li s-au uscat culturile pe câmp, să poți să le amâni ratele la bănci cu 18 luni și la leasinguri. Adică nu să dea banii acum, că n-au de unde să dea oamenii ăștia bani. Să poți să le amâni ratele bancare, să le dea la an. Un lucru normal, un lucru care toate țările din Europa îl fac. Nu, noi suntem mai catolici decât Papa, cum e celebra zicală, și am zis nu, de ce să le amânăm ratele la oamenii ăștia și să le dăm o mână de ajutor? Lasă să-i îngropăm, lasă să execute băncile, au bilete la ordin la bănci, au contracte încheiate. Și asta este situația în momentul de față. Săptămâna viitoare am convocat la Comisia de Agricultură, a fost convocată la Comisia de Agricultură prin președintele Comisiei o întâlnire de lucru cu cei de la Ministerul Agriculturii și cu cei din Comisie, să vedem ce posibilitate legislativă rapidă găsim, să punem ceva în loc și să mergem cu ea un pic mai repede prin procedură de urgență prin Parlament, să putem să ajutăm fermierii din țara asta. Să veniți în sprijinul lor. Da. Nu se poate să-i lași. Știți cum când plouă îți dau, sau când e soare îți dau umbrela, când plouă îți iau umbrela. Da, da, da. Nu se poate. Vă așteptăm să reveniți în studio cu noutăți despre fermieri, dacă veți reuși să introduceți această ordonanță de urgență despre... Nu, noi facem un proiect de lege. Ordonanța de urgență poate să dea guvernul, dar văd că nu fac absolut nimic să în acest sens să vină cu un sprijin către fermieri. Și acel quantum de despăgubire pentru hectarul de grâu, pentru hectarul de orz și pentru rapiță vor să vină cu el abia în luna septembrie. Păi în luna septembrie fermierii se pregătesc și pregătesc terenul să reînsemânțeze. Da? Tu vii de abia în luna septembrie când știi din luna aprilie mai că ai calamitate și trebuia să-i ajuți. Nu interesează absolut nimic. Vă așteptăm cu noutăți. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Și mulțumesc.